Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Minunat este Dumnezeu pentru Sfinții Săi. Iubiți credincioși, iată-ne în cea de-a doua zi a Marelui Praznic al Învierii Domnului. O zi deosebită prin faptul că ori de câte ori Sfintele Paști cad după data de 27 aprilie, slujba Sfântului Mare Mucenic Gheorghe după 23 aprilie, care cade în săptămâna patimilor, se amână pentru luni, cea de-a doua zi a praznicului Învierii Domnului. Ca să zic, astăzi este Sfântul Gheorghe. Am să poposesc puțin asupra acestui aspect al amânării prăznuirii unui sfânt, pentru că avem multe de învățat din acest lucru. Este vorba de o strategie de viață, de o gestionare cum se cade a evenimentelor din viața noastră. În viața noastră avem multe momente de bucurie, dar și de încordare. Trebuie să învățăm astăzi cum trebuie să gestionăm această situație, că e de bucurie sau de tristețe, cum trebuie să servăm spectacolul vieții, cum să-l întâmpinăm, cum să-l conducem, cum să-l organizăm și mai ales cum să ne comportăm. Și anume, începem cu relația dintre noi și aproapele nostru. Dacă îl vedem pe aproapele nostru că are o anumită problemă, cu siguranță că trebuie să împărtășim cu el acea problemă. Și așa cum Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, atunci când are prăzduirea în săptămâna patimilor, își amână serbarea până după Paști, asta trebuie să învățăm și noi. Când vedem că cineva lângă noi este încercat cu o durere, cu un necaz, cu o încordare, trebuie să fim alături și după ce vom depăși împreună printr-o îngăduință mai mare, printr-o înțelegere mai mare, printr-o îmbrățișare, putem să ne bucurăm apoi și de ale noastre. Ca să înțelegeți mai bine, am să vă dau un exemplu dintr-o istorioară trăită nu de multă vreme, la frații noștri bulgari, unde se face turism interesant și vara, și primăvara, și iarna mai ales. Eram cu cineva într-o iarnă și își cumpăraseră toți amicii noștri, își închiriaseră niște schiuri. La un moment dat, era o înțelegere, bănuim noi acum păcătoșii, știți, păgubașul cu un păcat și hoțul cu un păcat și păgubașul cu o mie. La un moment dat, simțeam că pe lângă noi se cam tulbură unii și alții și nu știam de ce. E, peste vreo două zile ne-a venit și nouă rândul. Ce se întâmplă? Așa cum v-am spus, bănuiam că era o legătură între cei care închiriau schiurile și o mână de băștinași care luau câte două, trei schiuri când noi eram la masă și le duceau prin spate și noi nu le mai găseam și trebuia să plătim vreo 150 de euro cât era garanția lor. Și la un moment dat, unul dintre noi de la masă constată că schiurile lui au dispărut. Noi, acum tot păcătoșii de noi, dădeam slavă că nu s-a întâmplat pentru noi. Am început să discutăm de ale noastre. El s-a dus să vadă despre ce este vorba, cum să achite, ce să achite și așa mai departe. Era o supărare. Noi eram cu ale noastre, vă imaginați că în vacanță nu stai așa cu capul jos. Mai ziceam o glumă, una alta și unul de la masă de la noi spune, ce, acum liniște.
că vine Dan, cel împricinat săracul și păgubitul. Acum trebuie să ne facem că suntem triști. Ei, vedeți, este un adevăr și aici. Pentru că nu i-ar fi căzut bine să ne vadă pe noi râzând cu gura până la urechi și el, săracul, să își împartă de unul singur paguba. Ei, eu cred că mai în urmă, în serios, trebuie să învățăm și lucrul acesta. Când îl constatăm pe cel de lângă noi că are o problemă, trebuie să fim alături. Măcar așa, acum să știți că nu este un îndemn la a disimula o stare sau alta, dar pur și simplu să participăm. Bă, dacă nu putem să participăm de suflet, măcar să nu facem așa, pe față, într-un dezacord cu starea. Așadar, vom trece mai departe la relația dintre noi și noi înșine. Când trebuie să ne bucurăm și când trebuie să ne întristăm. Vine un rezultat pe care îl așteptăm de mult. Acum, acest rezultat, probabil că în noi, începe să trezească un entuziasm. Și dacă nu suntem atenți și cu cei din jur, dar mai ales cu sufletul nostru, putem să greșim prin faptul că o bucurie prea mare pe care o văd frații la noi, că suntem așa foarte mulțumiți de sine, s-ar putea să le atragă lor un sentiment de frustrare și pentru noi o invidie pe care, să știți, credem, nu credem, este o realitate. Începe să ne atace într-un fel sau într-altul. Nu ne mai simțim bine, de aceea și când avem o situație și de bine, dar și de rău în același timp, în același fel, trebuie să fim atenți când și cum gestionăm respectiva situație. Adică suntem datori a fi atenți când cade praznicul. Dacă praznicul meu a căzut în săptămâna patimilor, adică bucuria mea este într-o societate căreia îi plouă mereu și căreia nu-i ajunge nimeni cu nimic să îi satisfacă vreo dorință, cu siguranță că și bucuria noastră trebuie să fie puțin mai atent gestionată. Pentru că altfel ne putem face singuri rău cu mâna noastră și vorba aia pe cheltuiala noastră, că și entuziasmul este energofag. Și entuziasmul îți cere foarte multă energie ca să poți să-l dai pe față. Dar dacă suntem atenți și drămuim foarte bine înțelegerea față de ce s-a întâmplat cu noi, cu siguranță că astăzi ne învață Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, că trebuie să ne abținem la un moment dat vis-a-vis de propriile noastre victorii. Mărunte sau nu, să știți că viața noastră este făcută din victorii atâta vreme cât noi le recunoaștem ca victorii. Dacă nu suntem în stare să le recunoaștem ca victorii, ele trec pe lângă noi, nu le băgăm în seamă, tot amânăm, hai că asta e mică, este o chestie, știi, ca la campionate. Ei, lasă, când o ajunge acolo în semifinală, în final, atunci o să mă bucur, nu o să te mai bucur niciodată. Atunci tensiunea este foarte mare și să nu uitați. Și în bucurie și în tristețe îți trebuie ceva antrenament. Dacă nu înveți să te bucuri din lucruri mărunte, păi din ele mari nu mai e cum să mai înveți. Pentru că ele sunt atât de copleșitoare încât se confundă în inima noastră și în mintea noastră dacă bucurile acelea mai sunt ale noastre sau nu mai sunt ale noastre. Dacă merită să le mai trăim într-un fel sau într-altul. De aceea, dacă știm și ne străduim să învățăm să ne bucurăm, trebuie să o facem cu lucrurile mărunte, nu cu cele mari. Așadar, ca să revenim la momentul în care trebuie să prăznuim, acest moment este acela în care toată societatea de lângă noi este antrenată și angrenată. Dacă nu respectăm niște reguli generale de bucurie sau de tristețe, riscăm să devenim niște cârcotași și să începem să nu ne mai bucure nimic.
Bună oară! Acum vreo 3 zile a început la Mamaia acel refren. Nu știu dacă cuvintele, dar se aude așa. Dacă eu, de exemplu, m-aș fi gândit, bă, dar este Joia Mare, că de Joia Mare a început. Probabil că se termină pe Joia Luminată. Da, pe 2 mai cred că se termină. Adică mă mângâi eu cu așa o dorință, da, mă rog. Ei, dacă eu n-aș fi gestionat cum trebuie și mă puneam așa numai în locul meu și numai cu o privire de-asta condescendentă, bă, de săptămâna patimilor, așa, n-aș fi înțeles nimic. Dar am zis, bă, frații ăștia au venit de departe, e clar că au venit de departe ca să se bucure și ei de mare, de care eu mă bucur în fiecare zi. Și încet, încet, înțelegerea și îngăduința pe care le-am arătat-o lor s-a întors către mine. Cu ce credeți? Cu liniștea pe care mi-am dobândit-o, pentru că atunci când ai în față un obstacol și te consideri dator că trebuie să rezolvi acel obstacol, nu mai ai liniște până când nu-l rezolvi. Dar dacă obstacolul acela îți devine aliat, deja l-ai depășit. Dacă eu nu m-am mai gândit, bă, dar ce bat ăștia tobele și ce bași ăștia cum intră pe sub pământ și vin la mine în pat, cred că aș fi așteptat și acum degeaba să se încheie, că nu s-au încheiat. Eu chiar mă mir, dar mă rog, e treaba lor acum. Nu știu pentru ce mai bat bașii. Ori a adormit DJ-ul și a lăsat muzica la blană, ori ceva s-a întâmplat, că vă spun sincer, și când am plecat de acasă azi, pe la vreo 7, tot așa făcea. Ei, dar vreau să vă spun ceva. Atâta vreme cât mi-am propus să-i înțeleg și pe ei, zic, mă, la ei a căzut Sfântul Gheorghe, însă, dar ei cred că nu știu cum să face cu Sfântul Gheorghe, așa? E treaba lor. În momentul în care mi-am propus să iau așa, că vă imaginați, nu e primul an în care aud așa ceva, și până acum mă tot sfredeleam, bă, ce să fac? N-ai ce să faci, clar. Da. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să te liniștești tu și să spui, domnule, e normal. Oamenii ăștia vin de departe, vin pentru 1 mai, durează o săptămână 1 mai, dacă nu știți. O să mai vină o dată pentru Never See, iar o să dureze o săptămână. Păi și până la urmă e bucuria lor, trebuie să particip și eu cu ceva, trebuie să jertfesc și eu cu ceva. Că eu nu sunt poate mulțumitor înaintea lui Dumnezeu că văd marea în fiecare zi, că mă trezesc și văd răsăritul soarelui deasupra mării în fiecare zi, poate că Dumnezeu îmi aduce aminte, băi, vezi ăștia, vin de departe ca să vadă ce vezi tu în fiecare zi, de aproape. Ei, cred că cu ocazia Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, trebuie să învățăm și acest mod de a fi blânzi cu noi înșine și cu ceilalți. Pentru că blândețea devine la un moment dat singurul nostru aliat atunci când vrem să ne simțim bine. Ce ar însemna să ne certăm în fiecare zi când știm că, de fapt, o săptămână e o săptămână de ceartă în zadar, că nu o să poți rezolva absolut nimic și cred că trebuie luate ca atare. O să zic că, tată, 1 mai ăsta a căzut în săptămâna luminată, totuși. Adică e un fel de Sfântul Gheorghe după Paști. Ei, acum mă gândesc că la anul Sfântul Gheorghe va cădea după Paști, pentru că este Paștele pe 19 aprilie. Atunci vom discuta altfel la Sfântul Gheorghe, dar să ne aducem aminte, totuși, că la anul după Sfântul Gheorghe, la o săptămână, iar e 1 mai. Adică să nu uităm, totuși, că suntem datori ca acest principiu pe care vi l-am zis de îngăduință și de blândețe să-l păstrăm, pentru că el, culmea, nu face mai mult bine aproape lui cu boxele cât îți face ție bine, că nu-ți mai face sânge rău. Dacă eu aș aștepta acum ca la noapte să dorm liniștit, m-aș amăgi în stat. Și atunci trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Iubiți credincioși, cred că mesajul învierii este unul absolut complet atunci când îl înțelegem complet. Bă, fraților, este Paște. Unii vor să-l
serveze într-un fel, alții să serveze altfel. Poate unii nu se pot bucura sub 350 de decibeli. Așa sunt proiectații. Acum, dacă acceptăm lucrul acesta, cred că suntem mult mai fericiți și inclusiv sărbătoarea Paștelui va deveni pentru noi un prilej de a ne învinge, de a putea să spunem cu satisfacție la sfârșitul săptămânii, după ce trece 2-3 mai încolo, păi am rezistat. Uite că acum s-a făcut liniște, până pe 4 iulie de nevărsi, poate o să dorm mai liniștit, îmi încarc bateriile pentru săptămâna aceea, încet, încet, va vine Sfântă Mărie și toată nebunia iar o ia de la capăt și ne dăm seama că, mulțumitor fiind lui Dumnezeu, că nu trebuie să ne ducem la capătul pământului să avem ceea ce avem lângă casa noastră, atunci vom înțelege că așa stau lucrurile și cu Paștele. Dacă noi am proiectat acum 7 săptămâni când am început postul, am proiectat Paștele ca fiind așa departe și o să ajungem noi la el, n-am făcut nimic, n-am înțeles nimic. Paștele este în fiecare zi, este chiar și în prima zi de post este Paștele. Dacă știm să ne apropiem cu înțelesul bucuriei că ne pregătim prin post pentru sărbătoare mare. De aceea rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, pentru acest prilej de a ne arăta cum să ne purtăm cu noi înșine și cu aproapele, atunci când bucuria aproapelui nu trebuie să fie știrbită de oboseala noastră, atunci când tristețea noastră nu trebuie să aibă vreun efect asupra bucuriei celorlalți. Deci trebuie să învățăm că Sfintele Paști vin cu o bucurie pe care noi trebuie să o trăim. Vin cu o dorință de-a noastră de a înțelege pe Dumnezeu. Păi imaginați că Dumnezeu plouă și peste cei buni și peste cei răi. E adevărat că acum, ca păcătos, m-am rugat de câteva ori să plouă și pe boxele lor, dar mă rog la Dumnezeu până la sfârșitul vieții să mă ierte. Am început să mă mai temperez. Dar gândiți-vă întotdeauna, când vă deranjează cineva, câtă putere ar avea Dumnezeu să desfacă pământul și să-l invită și nu o face. Nu cu cel care îi deranjează pe noi, cu cel care îl hulește pe Dumnezeu, cu cel care este împotriva lui, cu cel care, vorba românului, dă cu barda în Dumnezeu. Ei, dar trebuie să învățăm și noi de la Dumnezeu lucrurile astea. Să ne comportăm la fel. Pentru că Dumnezeu așa ne vrea, să fim ca El, că ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. De aceea aș vrea ca zilele acestea să auzim numai pe cele bune, să vedem numai pe cele bune, să îngăduim tot ceea ce se întâmplă și să fim mulțumitori lui Dumnezeu că ne-a dat atât folos duhovnicesc de a-M învățat în postul pe care l-am săvârșit împreună, să fim mai buni, să nu încheiem odată cu postul tot soiul de lucruri frumoase, ci de-abia acum să le începem și să le facem cu putere mult mai mare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat!